Oleola, hai noroc și la mai mari, măi băieți și fete, ce mai faceți, măi oameni buni? Astăzi, dragilor, ne ocupăm de o rețetă mult așteptată și mult cerută de marea comunitate, și anume gulaș. Un gulaș care nu e gulaș autentic, o zic de pe acum, pentru că eu în Ardeal nu am trăit și nici un gurnus. Sincer să fiu, rețeta asta eu am învățat-o de pe YouTube, de la o femeie care vorbea în ungurește. Și sincer să fiu, mai mult m-am uitat la ce face femeia aceea decât ce zice femeia aceea, că eu am înțeles ungurește. Dar asta fiind spus, rețeta asta pe care vă prezint eu de gulaș, am făcut-o din nenumărate ori, la nenumărați prieteni, în nenumărate întâlniri, pe la grătare, pe la afară, pe la ceaune, și am primit feedback foarte, foarte, foarte bun de la toată lumea. Așa că, încă o dată, nu e un gulaș tradițional unguresc, dar e un gulaș așa cum știi bărbosul să-l facă. Una și una face două, ne apucăm de treabă, că este o leacă de treabă, știi cum zic? Pentru gulașul meu o să am nevoie de niște carne de vită. Eu am luat pulpă de vită pe care am tăiat-o. Am luat o bucățică întreagă de pulpă de vită, am tăiat-o așa bucățele, nici prea mari, nici prea mici. Este foarte important să tai bucățele aproximativ egale ca vita noastră să fiarbă totodată. Bineînțeles că am curățat foarte, foarte bine carnea din tot ce înseamnă pieliță, atât cât am putut. Una bucată agregat, una bucată oală și niște ulei de floarea soarelui. De data asta, ulei de floarea soarelui. Nu foarte mult ulei, dar nici foarte puțin. Știu că primul pas pe care unii îl fac în gulașul tradițional și pe care eu n-am să-l fac este să pun în uleiul ăsta, acum când se încingi, pentru câteva secunde, niște chimen, niște semințe de chimen, și se prăjesc semințele alea de chimen pentru 20-30 secunde. Eu, sincer să fiu, am făcut odată cu semințe de chimen și nu mi-a plăcut. Nu mi-a plăcut și de atunci nu mai fac. Am mâncat și în Budapesta gulaș cu semințe de chimen prin el și nu mi-a plăcut. Știți foarte bine că eu mâncare fac ca să-mi placă mie, nu neapărat ca să fie tradițională. Înțelegi ce zic? Așa că dacă ți-i place chimenul și gustul ăla de chimen, poți să pui la prăjit o linguriță de semințe de chimen, dar nu mult, 20-30 secunde, cât ți-i activezi puțin aroma. Și pe urmă continui procesul exact la fel cum îl continui eu. Ce am să fac? Cuștiuc cu cărnița mea aici. O prăjesc așa, la foc măricel, până când aproape se rumenește. Am prăjit eu cărnița asta, am rumenit-o, nu foarte, foarte tare, dar am rumenit-o, cuștiuc cu o cantitate generoasă de usturoi, tăiet, filiuțe, generoasă însemnând, eu știu, vreo 4-5 căței. Prăjim usturoiul ăsta pentru vreo maxim un minut. Uite așa, am prăjit usturoiul un minut, cuștiuc cu două cepe, de mărimii medii așa, și călim o leacă ceapa asta, călim și ceapa, ușurel, dăm o leacă foc mai încet și călim. Ăsta e momentul în care punem niște sare și, bineînțeles, niște pipier și două foițe de astea de dafin, huștiuluc, aici. După care huștiulucul vreo jumătate de pahar de vin. Dați o leacă în clocot vinul ăsta, îl fierbem așa pentru vreo, eu știu, 2-3 minuțele, ca să dispară alcoolul din el. După care dau focul la mic, cât de mic poți, și huștiuluc pui capacul. Și fierbim noi treaba asta până când carnea îi fragedă, dar îi mai trebuie vreo 30 de minute. Dar trebuie să ai tot timpul grijă să nu rămână fără apă. Cărnița noastră nu trebuie să rămână fără apă niciodată. Când scade puțin huștiuluc cu puțină apă, dar nu foarte multă apă, nu. Numai cât se acoperi carnea. A scăzut, mai pui o leacă de apă, a scăzut, mai pui o leacă de apă, cât se acoperi carnea. Carnea nu trebuie să rămână fără apă niciodată. Așa că eu am să las asta la foc mărunțel, să fiarbă până când fierbe carnea. Pentru următorul pas, eu am șters foarte bine masa și am pus aici 100 de grame de făină. O să fac și nu știu cum să le zici, că unele zic găluști, dar nu-s găluști. Și unele zic tăieței, dar nu-s nici tăieței, că nu fac nici tăieței. Niște chestii mititele care seamănă cu tăieței pe care să le pun în gulașul meu. Rețeta e destul de simplă și foarte clasică. 100 de grame de făină, o lecuțică de sare, facem o leacă de loc, uite aici, în mijloc, și huștiulucul cu ou. Huștiulucul aici, în mijloc. Amestecăm o leacă ouă ăsta, îl batem, uite așa, aici, și punem, uite așa, făină peste el. Uite așa. Și amestecăm. Uite așa, aducem făină iarăși. Uite așa. Și amestecăm ouul nostru cu făina. Și frământăm până când obținem un aluat de consistență relativ tare. Uite așa. Frământăm bine, uite așa. Pești cu podul palmei, uite așa, și pun așa, și uite așa, iarăși pești cu podul palmei, și uite așa, iarăși. Uite așa, după ce l-am frământat, l-am pus într-o farfuriuță și am să-i pun niște folii, uite așa, pe deasupra, să nu se usuce. Îl las ulea, că l-a odihnit. Uite așa, dragilor, am fiert eu vita asta cam vreo oră, o oră și un sfert cam așa, îi aproape gata, îi fragedă, e timpul să adăugăm celelalte legume. Cuștiuluc aici, cu un morcov tăiat mărunt, cuștiuluc cu o cantitate generoasă de ardei, ori gras, ori ardei capia, eu am aici 2 ardei din 3 babani capia, tăiat mărunt, uite așa, cuștiuluc aici, cuștiuluc și cu vreo 2 roșii tăiete, și cuștiuluc, eu am aici niște codiții de pătrunjel, v-am mai spus eu, nu prea arunc coada la pătrunjel, o iau
și o toc în mărunt și o pun la fiert, cu legumele, înțelegi? Da, dar unul, frate. Și călim o leacă și legumele astea, toate legumele astea le călim. Uite așa frumos, cu cărnița și cu zama ce la carne. Eu cred că am mai adăugat apă la carne de vreo 3 sau 4 ori, 2 ori jumate. De 3 ori. Da, nu de 4, de 3 ori. Uite așa, punem iar capacul și lăsăm așa să fiarbă pentru încă, nu știu cât să zic, vreo 10 minute. Lăsăm așa, în suc propriu, nu adăugăm apă, nu adăugăm nimic încă. Lăsăm așa cu capac să-și lase zamă toate legumele cele. Le înnăbușim, cum să zice. Când stau la fier legumele noastre, noi ne ocupăm o leacuțică de tăieței ăștia noștri. Ce am să fac? Am să iau, uite așa, câte o bucățică, câte o bucățică dintr-o asta. Uite așa, și uite așa, o frec așa în mână, uite așa. Înțelegi? Rup așa o bucățică și le frec, uite așa. Uite așa le fac eu. Ce am să fac? Ca să nu se lipească între ei, am să pun o lecuțică de făină. Uite așa, puțină, puțină făină și am să-i amestec, uite așa, cu făina asta. Și atunci ei nu o să se lipească. Stop, 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 și prins pauză din cauza că s-a întâmplat o întâmplare neprevăzută. Nu, 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 n-am uitat să apăs înregistrare, s-a întâmplat ceva cu fișierul meu și lipsește o mică parte din rețeta mea. Și anume, lipsește partea când vă ziceam eu că după ce am fiert legumele alea vreo 10 minuțele, am adăugat niște cartofi. Să zic eu așa, vreo 3 cartofi am adăugat acolo, i-am tăiat așa frumos ca pentru piure, i-am pus în gulașul meu și am adăugat apă cât să acoperi cartofii plus încă vreo 3 degete deasupra lor, înțelegi? Și am mai adăugat și încă 2 lingurițe cu vârf de paprika dulce, boia dulce, da? Neapărat, 2 lingurițe cu vârf. Și vă ziceam eu că las să fiarbă totul vreo 10 minuțele. După care încep să testez cartoful să văd dacă s-o fiert sau nu. Și din punctul ăsta continuăm. Așa că cu scuzele de rigoare, asta e, se mai întâmplă câteodată tehnologia ni dă și la joale. Face fault, știi cum zic? Așa că continuăm. Uite așa, după vreo 10 minute de fiert, iau un cartof așa și îl testez. Iei cartoful într-o lingură, uite așa, și înfingi furculița în el. Dacă intră furculița, uite așa și se rupe, cartoful e aproape fiert. Marginile lui încă sunt nezdrobite, ceea ce este bine. E aproape fiert. Îl gustul leacă. Îi mai trebuie, numai bine, 5 minute. Și uși lucru cu tăieții noștri. Uite așa. Uite așa. Și tot acum cu o linguriță de pastă de ardei. Iute. Nu-i fac reclamă sau ceva. Eu am pastă de ardei dintre asta, uite așa. Eros Pista. Cred că e singurul brand care se găsește pe piață în afara Ungariei. Pastă dintre asta de ardei iute. Există și pastă de ardei dulce, apropo. Nu li fac reclamă, dar dacă mă văd băieții ăștia, poate trimit și eu apă minerală, știi ce zic? Și așa am stat pe uscat. Uite așa, și lăsăm să mai fiarbă încă vreo 5 minuțele, de data asta, fără capac, că vreau să mai scadă puțin. Puțin de tot să mai scadă. Uite așa. Ia uite. Oi, Doamne. Oi, Doamne, îmi plouă în gură. Ia uite așa, mă, dragilor. După vreo 10 minuțele, uștiuluc cu o mână de pătrunjel, bineînțeles. Ai amestecat așa odată și ai stins focul. Te-am pupat pe portofel. Mai pun un vârst de linguriță de pastă de asta așa aici, așa. Că ce-am pus în clații pentru copii mici, știi? Iuțala. Și amestecăm o leacă. Oi, Doamne. Azi vine ce-o ieșit. Vai, mama mea! Valeo! Vai de mine! Carnea asta de făcut se stopește în gură. Ascultă la mine, dacă faci treaba asta pe ceaun, afară, în natură, dacă o faci la un grătar cu prietenii, ascultă la mine, când nu o să-ți mănânci ceafă de porc, o să-ți mănânci gulaș. Ascultă la mine ce zic. Din experiență o zic. Nu de alta. Secretul unui gulaș bun este să nu pui bulion sau suc de roșii, absolut deloc. Gulașul trebuie să fie dulce, dragilor. Dulceag, nu dulci. Dulceag. Dulceața și-o luat-o de la boiaua de ardei dulce, de la ardei, de la ceapă, de la morcov. Am pus roșii să reglăm puțin, să balansăm puțin situația, că altfel ar fi fost prea dulce. Dar dacă mai pui și bulion, deja strici toată treaba. Deja nu mai e gulaș, e o tocăniță. Tocănițele sunt preponderent acruții. Gulașul trebuie să fie preponderent dulce. Dulce e acrișor, dar mai mult dulce. Am văzut prea multe rețete pe internet în care toată lumea pune și roșii și bulion. Dacă îl faci iarna și nu ai roșii proaspete, da, poți să pui o lingură de bulion. Înțelegi? Dar nu mai mult de o lingură de bulion. Iarna nici măcar roșii în conservă nu pun. Nu. Pun o lingură de bulion și atât tot. Încă o dată mă repet, nu-ți mai iese gulaș, îți iese tocăniță de vită, care e total altă mâncare. Pe aia o mănânci cu mămăligă, înțelegi? Și nu pui tăieței dintre ăștia în ea. Așadar și prin urmare, dragilor, hai noroc și la mai mare! Să ne auzim sănătoși, tura viitoare! Sau cum ar zice și bunicul Ianuș, eu nu pot chiva în ochi!